Autoritățile locale au renovat sala mare a Palatului de Cultură din orașul Rezina. Aici nu s-a mai făcut reparație de aproape 3 decenii. Ne-am dorit întotdeauna să avem o sală modernă în Palatul Raional de Cultură și cu siguranță ceea ce este astăzi deschiderea sălii după renovare este absolut o necesitate, fiindcă avem foarte multe colective model, avem foarte mulți copii dotați care merită să se ocupe într-o sală renovată, într-o sală cu condiții bune și chiar aș zice că, într-adevăr, iarna era mult prea greu ca să desfășurăm activități culturale în această sală, fiindcă nu era funcțional sistemul de încălzire. Astăzi am deschis această sală după renovare și, într-adevăr, vreau să menționez faptul că avem un sistem modern de încălzire, avem un sistem modern de aerisire și de răcire pe perioada de vară și totodată am schimbat integral fotoliile în această sală. Ne-am propus și eu cred că ceea ce ne-am propus s-a realizat ca să avem o sală modernă unde să petrecem toate activitățile culturale. Totodată cred că este și o necesitate ca tinerii să se ocupe într-o sală unde să tindă spre o nouă performanță și să dispună de condițiile necesare. Cu siguranță că această inițiativă este a Consiliului Raional Rezina și finanțarea la fel integrală este a Consiliului Raional Rezina și pe această cale vreau să mulțumesc tuturor consilierilor raionali care au susținut această inițiativă. Au susținut atunci când a fost necesar de aprobat finanțarea pentru reparația acestei săli mari și astăzi avem o sală deja renovată care merită să fie exploatată la maxim de către toți rezinenii și nu doar. Rezinenii au dat apreciere lucrărilor efectuate. E tare frumos, e tare bine, parcă mai încăpătoare, foarte bine. Înghețam la picioare și la mâini și dansam împreună cu dansatorii de pe scenă. În mulți ani necesita reparații, era de la început, când de 80-89 a fost dat în exploatare și nu a fost reparată de fel. Acum e foarte frumos, foarte. Очень хорошее, замечательно. Я, например, очень довольна. За столько лет уже назрело необходимо сделать ремонт, сделали, все хорошо. Foarte frumos, foarte bine, s-a străduit președinte raionului pentru raion și pentru copii, anume și pentru noi toți, în general. E bine. Primii care au urcat pe scena renovată au fost copiii. Pentru renovarea sălii mari a Palatului de Cultură din orașul Rezina, autoritățile locale au cheltuit circa 1.800.000 de lei, bani publici.